Noi suntem echipa surpriză din acasă și cineva care vă iubește foarte mult și vă respectă, Una. dar din păcate Nu nu a poate să putut vină. să vină, să fie lângă Că e în Italia. dumneavoastră astăzi, în această zi specială pentru dumneavoastră, și ne-a trimis pe noi să vă urăm călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Pentru Mulțumesc. dumneavoastră am aici un tortuleț, dacă o puteți să-l țineți, și o sticlă de tărie. Da. Așa. E ce-mi place, da. Acum bănuiesc că v-ați dat seama din partea cui Da, venim. da. Și la fel. Ghicește. Madalena. Da. Nu e Magdalena. Este fica dumneavoastră Ia. și cu ginerile și la fel și nepoțelele, care vă iubesc din toată inima. Și am să vă transmit și un mesaj din partea lor, care spune așa: și de aici, din depărtare, am să vin cu o urare pentru socrul meu, un om de omenie, cu inimă curată, care el acum îmi este ca un tată. De acolo de sus, din cerul plin de stele, tatăl meu, care e mort, te-a trimis pe tine să-i ții tu locul și să-mi dai sfaturi și toate cele: fericire, iubire, afecțiune, tot ce mie mi-a lipsit de când tata m-a părăsit. Acum te am pe tine și îți mulțumesc pentru ce tu ne oferi, îți mulțumesc pentru fata care astăzi îmi este soție și mama la copii. Ea este toată averea pe care o am. Noi îți urăm la mulți ani, sănătoși. Am vrut să fim prezenți cu această surpriză pentru o zi așa specială din viața ta. Și acum spune dintr-a cui parte e surpriza? Și cu mare drag De te la tine? așteptăm No. din noi, din nou La la dumnezeu noi. tău. Francesco. La mulți Păi... ani de la Francesco, nepoatele Francesca, Antonella Antoniana? și fata Madalena. Mădălina, care vă iubește foarte mult. Pentru dumneavoastră, din partea lor, mi-am dedicat-o și melodie. Ta fata,